În clădirea dispeceratului integrat pentru situații de urgență din Giurgiu a fost zilele trecute o agitație continuă. Într-o cameră se răspundea la apelurile 112 și se trasau intervențiile pe tablă. În altă încăpere, reprezentanțe instituțiilor cu forțe de intervenție verificau și coordonau echipele din teren, iar într-o altă cameră, Centrul Operațional Județean verifica toate informațiile primite. Porțiunea asta, 412, e pe câmp, peste câmp. Asta se circulă primăvara și vara. Acum se lucrează aici doamna primarie acolo și la Toporul Răzmirești, tot peste câmp, tot primăvara și vara. De ieșirea spre Teleorman, nu e... Dar se poate ieși pe Dărăști. Codul portocaliu a adus la oaltă jandarmi, pompieri, polițiști, reprezentanți ai Societății de Furnizare a Energiei Electrice, polițiști de frontieră, toți reuniți pentru a coordona cât mai bine echipele și pentru a elimina toate problemele create de viscol și ninsori. Încă de la instituirea codului portocaliu, de aici au fost coordonate echipajele ISU și SAJ în peste 600 de cazuri medicale. Suntem mulțumiți și putem să vă spunem faptul că în absolut toate locurile de unde am fost solicitați am reușit să ajungem fără nicio problemă, toți pacienții fiind preluați și transportați către unitățile primiri urgențe cele mai apropiate. Noi vom rămâne în continuare în aceeași formulă pentru a gestiona în continuare situațiile care posibil să apară și în următoarele ore. Iar în ceea ce privește drumurile județene, comunale și naționale, mare parte dintre acestea sunt circulabile și la această oră nu avem nicio localitate unde să nu se poată ajunge și unde să existe probleme, eu știu, de energie electrică sau de lipsă de alimente, apă sau orice ce este necesar ca traiul zilnic să fie unul normal. Acum apele s-au mai liniștit. Giurgiu a ieșit de sub incidența codului portocaliu. În județ situația este sub control, dar cu toate astea, grupa operațională la nivel județean lucrează. În centrul operațional se centralizează toate datele și informațiile despre riscurile care se produc la nivelul județului. Se stabilesc planurile de acțiune pentru intervenție și înlăturarea efectelor. Se propun soluțiile pentru Comitetul Județean pentru situații de urgență și în funcție de deciziile care se adoptă, se intervine cu forțe și mijloacele avute la dispoziție. Totuși se pare că nu mai este mult de lucru judecând după situația din teren. La orele 15:30, situația drumurilor se prezenta în felul următor. Drumul național 41 Plopșorul Greaca avea restricție pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone. Două drumuri județene erau blocate, DG 506 Toporul Răzmirești și DG 412 Prundru-Gostinari, iar în ceea ce privește drumurile comunale, dacă ieri 11 dintre acestea erau impracticabile, azi la 15:30 doar 3 erau închise. În ceea ce privește furnizarea energiei electrice, nu sunt localități afectate, iar de la instituirea codului portocaliu și până azi la orele prânzului, din dispeceratul integrat au fost coordonate echipajele ISU și SAJ în 153 de cazuri.